Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1716, la data de 2 martie, a avut loc apariția lucrării lui Dimitrie Cantemir, intitulată Descriptio Moldavie. Aceasta este una dintre cele mai importante opere ale lui Dimitrie Cantemir, scrisă pe când fostul domn al Moldovei locuia în Rusia. Cartea, un document de primă mână asupra istoriei românilor, a fost scrisă la cererea Academiei din Berlin, lucrarea fiind tradusă în limbile germană, rusă, greacă și română. Lucrarea are un caracter enciclopedic, conținând descrieri pertinente și complete de natură geografică, politică, administrativă, organizatorică, socială, lingvistică și etnologică ale Moldovei. Ediția Princeps a fost tradusă în limba germană în anul 1771, iar prima traducere în limba română a fost realizată în anul 1806 de către banul Vasile Vârnav și publicată pentru întâia oară la Mănăstirea Neamț în anul 1825 sub titlul Scrisoarea Moldovei. În 1909, la Biblioteca Socek a fost publicată o nouă ediție, preluată după cea din anul 1825. De asemenea, tot pe data de 2 martie, în anul 1870, a apărut la București revista Columna lui Traian, condusă de Bogdan Petricei cu HD-ul, cunoscut scriitor și filolog român, pionier în diferite ramuri ale filologiei și istoriei românești. Academician, enciclopedist, jurist, istoric și om politic, HD-ul a fost una dintre cele mai marcante personalități ale culturii române din toate timpurile. Bogdan Petricei cu HD-ul a studiat la Universitatea din Harkov, după terminarea studiilor, slujind ca ofițer în armata rusă. La 1876, când sudul Basarabiei a revenit Moldovei, a trecut în acest ținut pentru a scăpa de împilarea și deznaționalizarea forțată practicată de administrația de ocupație. Rușii i-au cerut extrădarea, iar la refuzul autorităților române, i-au anulat dreptul de moștenire pe care l-avea asupra unor moșii ale familiei rămase în partea rusească a Basarabiei. Mai târziu însă, i s-a recunoscut acest drept pe cale juridică. În 1877 a fost ales membru al Academiei Române ca un omagiu al întregii sale opere de până atunci, dar și ca recunoaștere a spiritului său enciclopedist. Un an mai târziu a fost profesor de filologie comparată la Universitatea din București, tipărind o parte din lecțiile sale pline de originalitate și de cunoștințe vaste asupra literaturilor străine și a limbii române. HD-ul a cochetat și cu politica, fiind un partizan al lui Mihail Cogălnicianu. Ulterior a susținut dinastia străină de Hohenzollern, apoi pe aceeași linie a ideilor de factură paneuropeană, a devenit membru al Partidului Liberal, ajungând deputat în Parlamentul României.